Caravana Institutului Regional de Oncologie Iași își continuă traseul prin județ și în acest an. Zilele următoare, echipa medicală ce face testări gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin va ajunge în mai multe localități din preajma Pașcaniului și la Târgu Frumos. Așadar, calendarul este următorul: 21 februarie de la ora 10 la Căminul Cultural din Moțca, 22 februarie de la ora 9 la Căminul Cultural Heleșteni, 23 februarie de la ora 9 la Spitalul din Târgu Frumos, 27 februarie de la ora 9 la Dispensarul din Belcești și 28 februarie de la ora 9 la Cotnari. Pot face aceste analize gratuite femeile cu vârste între 25 și 64 de ani. Nu este necesar bilet de trimitere de la medicul de familie sau card de sănătate. Cancerul de col uterin, numit și cancer cervical, este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat în rândul femeilor din întreaga lume și reprezintă aproximativ 8% din totalul cazurilor și deceselor totale cauzate de cancer. Cancerul de col uterin reprezintă o adevărată problemă de sănătate publică. La nivel mondial se registrează undeva cam 640.000 de cazuri noi, ceea ce reprezintă 6,5% din totalul de cazuri depistate și aproximativ 342.000 de decese, ceea ce reprezintă 7,7% din totalul de decese registrate la femei. Acest tip de cancer este foarte cunoscut, el reprezintă cam a patra cel mai frecvent cancer diagnosticat, respectiv a patra cauză de deces prin cancere la femei. În Europa, rata de incidență standardizată pe vârstă este undeva la 10,3%, iar rata de mortalitate este de 3,8%. Aceste rate de incidență, respectiv de mortalitate, sunt niște indicatori de frecvență epidemiologică. Testările din cadrul acestui proiect se derulează atât la sediul Institutului Regional din Iași, cât și la unitatea mobilă de screening, dotată cu aparatură și materiale sanitare, precum un cabinet ginecologic. Cele două unități mobile de screening se deplasează în județele din nord-estul țării, acolo unde există solicitări din partea autorităților locale și a medicilor de familie. La unitatea mobilă nu se fac programări, iar programul deplasărilor lunare este anunțat din timp pe pagina de Facebook a Institutului Regional de Oncologie Iași. Femeile care vor să vină la screening la IRO Iași trebuie să-și facă programare la numărul de telefon 0745-296-296 sau la adresa de e-mail oncoprevarondiroiași.ro. Solicitantele trebuie să aibă la ele cartea de identitate în original și copie.